A fost alertă în județul Tulcea după ce două drone au intrat în cursul serii pe teritoriul României. Imediat, populația din zonă a fost înștiințată printr-un mesaj RoAlert. Oamenii au fost sfătuiți să se depostească în beciuri sau în locurile de protecție civilă, să stea departe de geamuri și pereți exterior pentru că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Două avioane F-16 au fost ridicate în aer de urgență pentru monitorizarea situației. Ca urmare a situației, forțele Ministerului Apărării Naționale vor executa începând cu această dimineață cercetări în zonă. Tamo Acesta e sentimentul pe care locuitorii din județul Tulcea al trăiesc de câteva luni. Pentru mulți, mesajele Roalert au devenit ceva firesc. Sunt însă și persoane pentru care sunetul specific aduce încă o noapte nedormită, uneori chiar și nedumerire. Scenariul s-a repetat și în cazul avertizării de ieri seară, atunci când două drone încă neidentificate au intrat pe teritoriul României. În acele momente de panică, oamenii au sunat la 112 pentru a solicita informații suplimentare. Două apeluri au fost înregistrate în mai puțin de 5 minute de la emiterea mesajului roalert. Prima țintă aeriană a fost detectată de sistemul de supraveghere al armatei în jurul orei 20.45 în apropierea localității Chilia Veche, de la granița României cu Ucraina. La câteva minute după a fost trimis și mesajul de avertizare. Prin acesta, oamenii din zonă erau sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în locurile de protecție civilă, să stea departe de geamuri sau pereți exterior, pentru că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Sistemul de supraveghere radar al armatei României a indicat o țintă aeriană în proximitatea frontierei din între România și Ucraina, în zona brațului Chilia, în zona localității Chilia Veche, județul Tulcea. Conform procedurilor, au fost activate structurile aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, sub comandă națională, și a fost notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea. Pentru gestionarea situației, două aeronave F-16 au decolat de pe baza 86 Aeriană Borcea. În timpul monitorizării, ținta aflată în mișcare a fost urmărită până deasupra orașului, Tulcea după care a dispărut de pe radare. Ulterior, o altă țintă aeriană a fost detectată tot în perimetrul județului. În jurul orei 21 și 20 de minute, sistemele de supraveghere radar au indicat din nou un semnal de țintă aeriană într-o zonă aflată la 2 km nord-vest de lacul Razim. Ținta, cel mai probabil diferită de prima, a evoluat pe un traseu către localitatea Mihai Viteazu, județul Constanța, și ulterior către localitatea Jurilovca, județul Tulcea, unde a dispărut de pe indicarea radar la 9 km nord-vest de această localitate în jurul orei 21 și 40 de minute. MAPN Mi precizează că până la acest moment nu există informații care să confirme faptul că vruna dintre cele două ținte aeriene s-a prăbușit pe teritoriul României. Totuși, în zona vor avea loc cercetări. Din datele Ministerului Apărării Naționale, până la sfârșitul lunii septembrie, pe teritoriul țării noastre au fost găsite fragmente de drone rusești în 11 localități. 10 dintre ele sunt în județul Tulcea, iar bucăți dintr-o dronă au fost descoperite și în insula Marea Brăilei.